Oameni buni, bine v-am regăsit la o nouă ediție din Secretele Brașovului. Deja cred că nu mai e un secret, s-a tot vehiculat în Brașov faptul că colegiul dr. Ioan Meșot împlinește 150 de ani, mă rog, în forma actuală, pentru că el a trecut prin multe schimbări și vom discuta despre lucrul acesta, dar 150 de ani de învățământ pentru o instituție așa cum este dr. Ioan Meșot în Brașov reprezintă ceva și asta o spun așa și cu mai multă mândrie, întrucât și eu sunt meșotist, probabil că deja cunoașteți acest lucru cei care vă uitați la Secretele Brașovului de mult timp. Așa că cu mândria asta de meșotist, haideți să vorbim despre cei 150 de ani și nu numai, să vorbim despre prezent, dar și despre viitor. Și bineînțeles că astăzi îl am alături de mine pe nimeni altul decât pe domnul director al Colegiului Național Dr. Ioan Meșot, domnul profesor Florin Tripșa. Bine ați venit la Secretele Brașovului. Bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru invitație. Nu știu cu ce să încep. Haideți să începem cu ce am făcut la basket. Am bătut, suntem acolo, conducem, da? Toată lumea are de câștigat. Frumos, da. Copiii au de câștigat, organizarea lor este exemplară. Trebuie doar să îi canalizăm puțin și sunt capabili de performanțe de toate felurile. Colegii sunt alături de jucători, alături de elevii din tribune, sunt prezenți acolo și asta a fost și ideea de a fi cu toții împreună, de a fi cu toții împreună prieteni de la Șaguna, Meșotă și a da un exemplu celorlalți elevi din țară. De ce nu? Spuneți-ne un pic pentru că se vehiculează de ceva timp, în presă a apărut despre această activitate, 150 de ani, da, de dr. Ioan Meșot. Cum a apărut ideea sau există un comitet de inițiativă? Sunteți dumneavoastră, profesorii, elevii, părinții? Cum s-a ajuns până la urmă? Că e o emulație frumoasă și sala era a fost plină în general. Da. Desigur că așteptam cu emoție împlinirea 150 de ani de la înființarea Școlii Reale Românești din Transilvania. Aceasta a fost făcută exact acum 150 de ani de către dr. Ioan Meșot. Colegii, într-adevăr, au dorit să punctăm într-un fel acest eveniment. Am optat pentru această perioadă a anului, respectiv iunie, la sugestia unor directori, foști directori, ca să zic așa, spunându-ne, măi, zice, vara vin absolvenții totuși acasă, haideți să îi prindem și pe ei, adică să fie aproape de noi, să fie aproape de școală. Și asta este un prim motiv pentru care am punctat și am ales această perioadă. În rest, activitățile propuse, manifestările desfășurate, au venit cu timpul, cu idei ale colegilor, cu sugestii, s-au îmbunătățit pe parcurs și cred că a ieșit un program foarte bun. Vorbeam cu câțiva absolvenți cu care am colaborat pentru a realiza tehnic, invitații, afișe, tot ce este nevoie pentru un asemenea eveniment. Spunea domnul profesor, domnul director, ați organizat 3 zile, prima pentru trup, a doua pentru minte și a treia pentru inimă, pentru suflet. Și dacă stau bine să mă gândesc, așa este. Prima zi au fost acele activități sportive, a doua zi a fost o întâlnire, un simpozion pe tema învățământului românesc. Aici iarăși e o poveste mai largă, dar ne-am limitat la această temă de întemeietori și figuri marcante în învățământul românesc. Au participat directori din mai multe orașe din țară, iar în cea de-a treia zi, desigur, o întâlnire a absolvenților, profesorilor, foștilor profesori, autorități publice centrale și locale. Un bal până la urmă și o dezvăluire în final, de, sigur, da, și în sigur, final sigur, balul respectiv. Spuneți-mi un pic, din punctul noastră de vedere, acum ca actual director, pentru că așa s-a nimerit să prindeți cei 150 de ani și e foarte frumos că e așa. Cum vedeți tranziția asta de la ceea ce a fost la ceea ce este, privită prin prisma discuțiilor și bănuiesc și tocmai spuneați că ați avut discuții cu foști directori, cu foști elevi, bineînțeles cu actuale elevi, cu cei care sunt. Cum ați simțit lucrul ăsta așa? Desigur, ca director, ca profesor, ceilalți colegi, vrem să răspundem cerințelor, nevoilor până la urmă. Lucrul acesta se face bazându-ne pe o tradiție, bazându-ne pe
o școală de valoare, o școală care a dat absolvenți renumiți și care sunt implicați din diverse posturi, funcții în viața socială, economică, un întreg spectru, ca să spun așa, nu suntem canalizați pe un anumit domeniu și atunci trecerea se face optim, ca să zic așa, pentru nevoi, pentru ceea ce îi pregătim pe acești absolvenți. Desigur, toată lumea vorbește de meșotă, de Bastilia, de rigurozitate, de disciplină, de așa. Încercăm să păstrăm această rigurozitate în condițiile actuale și reușim, desigur, față de alte școli și alte licee. Avem un regulament intern, o legislație care trebuie să se alinieze legislațiilor impuse de guvern, centru, Europa, toate cele. Și de aceea zic eu că în final există o finalitate din această optimă pentru toată lumea. Acum că ați pomenit de Bastilia și mi-aduc și eu aminte cu plăcere de Bastilia, că așa era supranumită, eu n-am simțit niciodată momentul ăsta. Bun, poate Revoluția, cred că eram elev al Meșotă, clasa 10-a când a avut loc Revoluția. Și da, dacă era un regim ceva mai strict, să zicem clasa 9 pe care am prins-o și primul trimestru din clasa 10-a, s-a vorbit de căderea Bastiliei, țin minte, imediat după Revoluție, evident. N-a fost cazul, pentru că strictețea profesorilor și ceea ce spuneați dumneavoastră, acel regulament, au rămas. Evident că a fost oarecare libertate, dar mi-aduc aminte cu plăcere și de faptul că, până la urmă, nu e neapărat un lucru impus. Era vorba de calitatea profesorilor și a elevilor care veneau în Meșotă. Cum este astăzi acest lucru? În continuare, cred, și asta este lucru la care țin, că acești profesori de care spuneați dumneavoastră trebuie să fie niște modele pentru elevi. Atunci când acești profesori și colegii mei, bineînțeles, respectă un regulament, respectă un cod etic, profesional nu avem ce să le reproșăm, atunci elevii văd acest lucru, știu că tot ceea ce facem este pentru ei și atunci și rezultatele sunt cele așteptate de noi. Deci prin puterea exemplului cred că multe lucruri se pot rezolva în educație, în orice alt domeniu. Spuneți-mi un pic care este structura, cum nu mai știu, din punct de vedere al claselor. Sunt și clase mai mici, știu că cunosc și poate cei care ne privesc sau care doresc să-și îndrume copiii către un liceu de calitate. Îi așteptăm, tocmai a fost în Brașov organizat acel târg educațional și am fost foarte surprins să văd la standul nostru, că așa îi spunem, standul Meșotă, un interes crescut pentru clasa de gimnaziu. Spun clasa pentru că avem dreptul de a organiza o singură clasă de a cincea, cu admitere, cu testare. Concurența este foarte mare în ultimii 2-3 ani de când învățământul este de dimineață și părinții se interesează în ce condiții se face această testare, când, cum. Sunt foarte, deși au multe dintre informații, știu ce se întâmplă ulterior, de aceea vor această admitere la noi în școală. Acesta este învățământul gimnazial, apoi pentru liceu respectăm legislația națională în sensul de repartizarea computerizată în baza mediilor de admitere. Pentru structura pe care o avem, profil uman, profil real, profilul uman filologie, profilul real matematică informată și informatică și științele naturii, iar științele naturii sunt pe o specializare de bilingv. Fiecare clasă în parte, adică cele trei, sunt de bilingv engleză, bilingv germană și bilingv franceză. Interesul foarte mult a crescut în privința clasei de germană. Probabil că mediul economic din Brașov, interesul părinților, proiectarea în viitor a viitoarelor meserii fac această specializare să fie foarte căutată. Da, interesant cum s-a schimbat puțin așa mediul, numai ce povesteați și eu țin minte, bun, când eram eu elev, nu era clasa de a cincea, clar a spus că acum este una. Sine. Și chiar am prins, cu părere de rău, s-a desființat secția de arhitectură, care mie mi-a plăcut și la vremea respectivă și s-a transferat în mai mult în real. Dar, până la urmă, și aici aș vrea, de fapt, să mă duc cu întrebarea. Tot ceea ce faceți sau aceste clase sau aceste specializări sunt strâns legate, apropo de ce spuneați de limba germană, cu nevoile, până la urmă, ale industrie, ale societății, și cu nevoile copiilor, până la urmă. Desigur. Vorbeam de apariția școlii
acum 150 de ani, a fost înființată ca școală reală și păstrăm această tradiție de școală reală, de profil real, deși avem o clasă de uman. Școala aceasta reală prin specializarea de științe ale naturii și respectiv matematică informatică, pentru că acum iarăși un trend pe piață este de informaticieni, de operatori pe calculator și tot ce este conex în inginerie acestui domeniu. Este o cerere și deja firmele private din Brașov și nu numai sunt interesați de liceeni pentru a face practică, pentru a-i cumva, să zic în ghilimele, a vrăji și a le arăta niște lucruri din acest domeniu. Spuneți-mi un pic, pentru că e clar că au fost niște mișcări de, hai să nu le spunem trupe, da? Oricum au fost niște mișcări în piață vis-a-vis de acea medie minimă, da? Și a fost și un mic scandal acum câteva luni pe tema excluderii unui copil de gimnaziu cu media generală sub 8. S-a dezbătut și dumneavoastră ați vorbit atunci și am avut emisiuni și noi pe această temă. Despre ce e vorba până la urmă? Pentru că e vorba de excelență sau e vorba de excludere într-un caz sau altul? Adică copiii care vin la Meșotă, ei se așteaptă să facă acolo performanță în principiu și nu numai. Spuneați că a fost un scandal. A fost un scandal pentru că probabil se dorea un scandal. Sper să nu revină tema în actualitate. Ulterior am aflat că, acum nu divulg un secret, sunt școli în țară care au acest regulament. M-au întrebat cum am rezolvat eu situația. Le-am spus, i-am consiliat și le-am spus cum am rezolvat situația. Așa cum spuneam și atunci a presei, pornind de la o formulare, să-i zic, nefericită în regulamentul intern, am adaptat-o și respectând toate procedurile, fiind interpelați de Avocatul Poporului, fiind interpelați de Consiliul Național al Combaterii Discriminării, am lămurit situația. Deci nu este o vorbă de o excludere, pentru că vorbim de învățământ de masă sau vorbim de învățământ de performanță. Mă opresc puțin din enumerarea acestor proceduri. În acea perioadă, și vă spun un lucru așa, cred că nu l-am povestit decât colegilor mei, la o zi sau două, ca după ce s-au mai liniștit apele și am fost într-adevăr invitat în emisiunea dumneavoastră, am primit în audiență un părinte care a spus așa: domnul director, eu, copilul meu este foarte bun, își învață la școala cu tare și așa mai departe, are niște colegi în clasa a șasea, ar dori să se transfere. Mi-am explicat, nu avem locuri conform regulamentului intern. În sfârșit. Și îmi spune, da, dar acolo sunt doi copii care nu îndeplinesc standardele școlii și nu cumva, dragă părinte, de-abia am reușit să amortizăm, să desumflăm povestea. Deci, vedeți, atunci ne punem problema, pe cine ne dreptățim, cum să facem. Și atunci încercăm să vorbim, adică încercăm, haideți să privim clar, învățământ de masă, se realizează, nu dă nimeni pe nimeni afară, se realizează în școlile de circumscripție, îmi duc copilul unde e cel mai aproape de domiciliu, nici nu-l obosesc pe drum, îi asigur cât de cât toate condițiile. Cel de performanță este un învățământ de performanță și, într-adevăr, să știți că prin aceste clase avem o pepinieră de elevi foarte buni pe care îi creștem, îi obișnuim cu competitivitatea, îi obișnuim cu concursurile, se implică în toate activitățile extrașcolare, ați văzut spectacolul elevilor și toate celelalte manifestări, le facem prin acești copii dornici de. Acum, dacă din anumite motive, așa cum spuneam la momentul respectiv, se întâmplă să nu mai ține ritmul, apar probleme, sunt perfect conștient. Noi avem prin procedură internă un soi de pași, câțiva pași, prin care putem totuși să remediem situația, nu e vorba de excludere. Dar dacă nu, atunci punem și noi o întrebare, pe cine ne dreptățim? Pe cei care vor să vină să facă performanță, pe cel care exact. Nu mai dorește? Părerea mea că trebuie să păstrăm concurența, trebuie să avem un soi de triere și un fel de a asta până promova. Se în societatea de zi cu zi. Ne plângem că nu avem modele, nu avem elite. Nici nu mai știm acum dacă vrem să-i uniformizăm pe toți sau vrem să scoatem niște elite. Dacă scoatem elite, e discriminatoriu că l-a evidențiat pe cutare și nu pe cutare. E o lume foarte interesantă.
Da, apropo de asta că nu toată lumea poate să stea pe locul 1 sau pe locul 2 sau pe locul 3. Adică, până la urmă, ce premiem? Premiem masa sau premiem performanța? Vorbeam cu câțiva elevi de-ai noștri, vorbesc tot timpul ca să-i simt, să vedem ce gândesc, cum gândesc, care sunt problemele, aflu noutăți, încerc să le rezolv. Și vorbeam despre eșec. Cam ce reprezintă pentru ei eșecul. Sunt foarte sensibili la schimbările lor, la rezultatele lor și așa mai departe. Și am ajuns la o concluzie că dorința lor de a câștiga, faptul că astăzi am luat premiul întâi, dar la anul nu mai iau, pentru ei înseamnă un eșec. Am încercat să le explic că nu se termină viața, că mai există un an, că poate fi următorul premiul 1 și așa, dar sunt foarte sensibili și foarte delicați din acest punct de vedere. Ei sunt în formare și trebuie modelați. Cert. Spuneți-mi un pic apropo de noua asta reformă a învățământului. Acum, dumneavoastră sunteți specialistul. Eu sunt ăla din exterior care vine și își dă cu părerea din partea presei sau pur și simplu ca o persoană fizică care urmărește acest sistem și care are copilul sau în acest sistem. Personal mi se pare foarte bulversant ceea ce se petrece și nu mă refer neapărat la sistemul liceu, ci chiar mai jos, la cei mici. Faptul că se schimbă atâtea lucruri, nici nu pot să zic. Eu am, cred că de când am dat eu bacalaureatul cu 7 materii, cu sport și istorie și matematică și așa, s-au schimbat de atunci de nici nu mai știu de câte ori am văzut eu că s-au schimbat. Cum se repercutează asta asupra profesorului, asupra ceea ce faceți dumneavoastră acolo și, până la urmă, asupra performanței copiilor și asupra lor, în final? Vorbeați de bulversarea sistemului și vorbeați de reforme. La un moment dat am scris un articol în anuarul școlii și chiar numărasem miniștrii câți au fost până în momentul respectiv. Numărul de reforme făcute, cel puțin la nivel declarativ. Exact, că nu s-au dus până la capăt și asta e. Nu s-au dus, nu există o coerență, nu avem un feedback, nu, în sfârșit. Chiar și acum există 3 programe, din câte știu eu, de reformă, cum se spune, substanțială în învățământ, demarată de guvern, demarată de președinție și demarată de Academia Română. Întâmplător, le cam știu pe toate 3. Toate sunt foarte bine documentate, intenționate. Problema este de punerea în aplicare. Iar aici punerea în aplicare, așa cum foarte bine observați, se face relativ și la formarea profesorilor, intrarea lor în sistem, finalitatea învățământului, pentru ce îi pregătim, cum îi pregătim. Sunt mulți factori și e o discuție întreagă aici. Acum, voi fi eu specialist, dar nici chiar la toate nu mă pricep. Părerea mea că cele 3 se cam diluează la un moment dat și cum stau elevii la test să nu vadă celălalt ce scriu eu, ar fi bine să se așeze cam toți la masă, să lăsăm orgoliile la o parte și să iasă un program care să fie pus în funcție, să fie coerent, să fie lăsat să-și arate rezultatele și atunci putem trage și o concluzie, a fost bine, n-a fost bine, ce îndreptăm, cum îndreptăm, da, cam asta este. Noi ne lovim la ora actuală, școlile în general, cel puțin pe domeniul de fizică, chimie, biologie, de o lipsă de profesori care doresc să intre pe aceste discipline. Vorbim de legea 1, de un bacalaureat transdisciplinar. Nu există profesori formați pentru așa ceva. Cineva, le-am și spus elevilor, cineva concepe subiectele, bine, nu s-a pus în aplicare. Cine ar fi trebuit să conceapă subiectele, cine ar trebui să facă corectura? Pentru că noi, profesorii, deocamdată nu suntem formați pentru acest bacalaureat. Sunt tot felul de zvonuri, deocamdată la nivel de zvon. Așteptăm să vedem. Acum, spunând ce a spus dumneavoastră, mă întorc exact la ceea ce spuneați, pentru că, până la urmă, aia mi se pare și mie esențial, dar că profesorul are o conduită și dă exemplu și el este cel care, până la urmă, trebuie să țină trena, să dicteze în clasă, dicteze în ghilimele, evident, dar să dea tonul prin ceea ce este și prin ceea ce știe, exact cum spuneați, păi dacă omul ăla cu toată bunăvoința, dar nu există sau nu e bine pregătit, nu știu ce ton se poate da la elevi, dar asta e, până la urmă, asta e România, cu asta ne confruntăm și probabil că nici, nu probabil, cu siguranță nici dumneavoastră, deci nu puteți rezolva anumite probleme.
Dar, na, așa suntem noi învățați să ne descurcăm până acum, la urmă. Cu asta e România, da. Nu e neapărat m-aș cam opune un pic, da. Așa, în sensul că tot elevii noștri aplică la universități internaționale din străinătate și reușesc și își duc mai departe viața de student, eu încerc să-i convin să se mai întoarcă. Și asta pentru că convingerea mea a fost întărită de ceea ce făcea și ctitorul școlii noastre din arhive, reiese că trimitea profesorii la specializare în Berlin, în Viena, pe atunci universități de prestigiu, dar conform contractului, adică îi finanța și îi obliga cumva să vină să predea, să aducă de acolo știință, pedagogie, psihologie, toate cele nevoie pentru o școală. Bun ar fi și acum un astfel de program, dar bun, cine finanțează? Desigur, desigur. De asta spun, ar trebui totuși aduse la un numitor comun toate aceste programe. Consultați colegi, inspectori, directori, oameni de școală, oameni care au trăit în școală, poate chiar și profesori pensionari. De ce nu? Ei doresc să fie activi, eu îi văd, îi chemăm la toate aceste activități și sunt foarte bucuroși, așteaptă ziua școlii, așteaptă astfel de manifestări să fie din nou la școală, pentru că acolo au trăit. Exact, și pentru că încă mulți dintre ei, chiar m-am întâlnit și eu întâmplător cu doi dintre ei, oameni în putere, care încă sigur, cu siguranță poate să facă față. Sigur. Apropo de reforma școlară și continuând cu partea asta și apropo de performanță, noua reformă vede transformarea unor clase de liceu în școli profesionale și da, s-a gândit mult asta. Nu știu, eu acum văd lucrurile așa cum de multe ori se întâmplă la noi, că trecem dintr-o extremă într-alta. Sunt foarte bune școlile profesionale, dar oare sunt bune chiar așa să dăm la o parte, o mare parte a performanței? Noi suntem o școală cu profil teoretic. Dar din poziția de director, manager, cum vreți să-i spuneți, ce termen folosim, am avut tangențe cu firme pentru diverse servicii, proiecte pe care le-am desfășurat în școală. Toate se plâng de forță de muncă. Dacă acest învățământ profesional, dual, cum îi spunem noi, iarăși ar fi bine organizat de la bun început, tot ce înseamnă traseul elevului din punct de vedere educațional, cu perspective de continuare, cu toată povestea aceasta, trebuie făcut. Deci ne plângem în turism, nu avem oameni pregătiți, ne plângem în industrie cu siguranță, în industria mobilei. Am discutat cu oameni care, pentru mobilier la școală, nu am oameni. Domnul director, mai așteptați-mă, mai împăsuiți-mă, faceți. Deci sunt în construcții, nu mai vorbim și așa mai departe. Deci e nevoie, asta cu siguranță. Și revin, întăresc ideea de o coerență în toată această pregătire. Aparatura care se folosește acum în industrie, cum spuneți dumneavoastră, e aparatură modernă. E o aparatură spre care tinerii ar putea să se aplece foarte ușor. Calitățile lor pentru gadgeturi, utilizarea lor se cunoaște și atunci o utilizare a lor practică cred că ar fi în câștigul tuturor. Haideți să privim, sunt sigur, cu siguranță că dumneavoastră deja aveți idee despre ceea ce ar trebui să fie meșotă sau cum vi imaginați liceul în următorii ani. Cam în ce zonă credeți că s-ar îndrepta din punct de vedere al... Cum îl vedeți dumneavoastră, nu știu, peste 2, 3, 4, 5 ani? Peste 2, 3, 5 ani e ușor să-l văd. Mai sper, mult, e mai dificil. Da, mai mult e mai dificil. O perioadă atât de scurtă e destul de previzibil. Specializările acestea rămân, cerința pe piața muncii în domeniul informaticii, științelor reale va rămâne în continuare. Sperăm să ne păstrăm locul câștigat, un loc fruntaș între licee, școli din Brașov și din țară. Sperăm să avem rezultate la olimpiade. Anul acesta am premiat 28 de elevi care au participat la Olimpiadele Naționale și au obținut și premii. Eu am făcut o campanie de presă și ați participat și dumneavoastră și vă mulțumim totodată pentru a încuraja exact înainte de meci. Am zis, haideți măi, uite, haideți să vadă lumea că suntem acolo, că suntem prezenți la Olimpiade, că ne luptăm cu toți
ceilalți din celelalte județe și erau pe liste 51, parcă, și am precizat că olimpiadele sunt în desfășurare și această listă va crește, a crescut. Îi felicit totodată, le mulțumesc și cred că în 2-3-5 ani cam tot pe aici acolo suntem. Sigur că da. Și acum, așa că ne apropiem și de final, am și o întrebare, poate mai mult personală, dar cred că e de mare interes și pentru potențialii liceeni, potențialii meșotiști. Eu când am venit la vremea respectivă, liceul Meșot avea o curte frumoasă, mare, imensă, era mai mare dragul în liceul ăla. După aceea, țin minte că sfârșeam jucând fotbal în fosta piață, care era lângă acolo, pe niște bucăți de asfalt, după care și eu am făcut exact formula în care este acum liceul Meșotă, deși s-a extins cu o clădire frumoasă lângă și cu un design frumos, totuși spațiul acolo, cel puțin așa cum îl văd eu, a rămas mic. Sau nu? Spațiul este care este. Important este că învățăm de dimineața. Deci, cum spuneați, corpul nou de clădire, corpul vechi, asigură necesarul de clase, asigură necesarul de laboratoare, pentru că avem niște laboratoare moderne și desfășurăm ore cu interes pentru copii. Că mai spuneați ce o să facem în următorii ani, sper că în această vară să amenajez spațiul verde din fața corpului vechi. Este o zonă spre centrul civic, zona 0 a Brașovului și acolo a rămas să mai facem câteva lucrări de amenajare, niște băncuțe pentru elevi, măsuțe să stea în pauze, să eliberăm puțin, să luminăm puțin zona. Terenul de sport, sper din nou cu ajutorul primăriei și sunt convins că o să găsesc înțelegere ca de obicei de amenajare cu suprafață sintetică antitraumă pentru copii. Și curtea și holurile sunt bine proiectate, mai ales în corpul vechi. Am avut ceva emoții, sincer, pe corpul nou, în momentul în care, da, am spus corpul vechi, pe corpul nou, în momentul în care ne apropiam de inaugurarea școlii corpului și zic, băi, 800 de copii, ce o să fac eu cu ei pe aici? O să fim așa ca într-un stup, aveam tot felul de scenarii. Ulterior, am început învățământul de dimineață, mai ieșeam pe holuri și mă uitam și, băi, unde se levi? Că eu mă așteptam să fie așa, ciorchine, dar spațiul este bine proiectat, optimizat și atunci chiar e foarte în regulă, da. Bun, domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Secretele Brașovului. Să ne revedem la 160 de ani, poate din aceeași postură, cine știe, sau poate chiar în alta. Da, să fim sănătoși. Să fim sănătoși. Sigur. Și vă mulțumesc pentru invitație. La mulți ani, Meșotă, 150 de ani de acum încolo. Mulțumesc. Asta și eu. Mulțumesc. Oameni buni, atâta pentru prima parte la Secrete. Luăm o scurtă pauză și ne revedem.